Socialdemocrații giurgiuveni sunt pregătiți pentru campanie electorală. Aceștia vor încerca timp de 30 de zile să convingă electoratul giurgiuvean de importanța prezenței la vot și de necesitatea votării candidaților USL la alegerile parlamentare. Toți așteptăm să parcurgem această etapă cu înțelegere, cu mesaje convingătoare și cu dorința de a-i convinge pe giurgiuveni de importanța campaniei electorale pentru a prezenta programe electorale candidăți, de a-i convinge de importanța votului din ziua de 9 decembrie. Sperăm să nu fie o temperatură prea scăzută sau condiții nefavorabile, dar cred că giurgiuvenii au demonstrat deja la alegerile locale din vară că apreciază și înțeleg importanța unor asemenea momente electorale. Suntem deja în situația în care va trebui să avem aceeași atitudine și să demonstrăm că ceea ce s-a întâmplat în vară, la prezența la vot, la implicarea comunității, nu a fost nici pe departe o întâmplare. Reprezintă o atitudine nouă a unor oameni care doresc să fie implicați, răspunzători și în cunoștință de cauză atunci când își stabilesc viitorul. La rândul său, Niculae Bădălău, președinte al PSD Giurgiu și totodată candidat pentru un mandat de senator în Colegiul 1, a declarat că împreună cu candidatul la un mandat de deputat pe municipiul Giurgiu, Nicolae Florian, și cu primarul Nicolae Barbu, formează o echipă puternică, iar proiectele pe care le vor prezenta giurgiuvenilor sunt reale și nu doar simple rânduri așternute pe hârtie. Noi la nivel județean facem o echipă puternică cu primarul în funcție, cu domnul Barbu, și vorbesc aici de municipiul Giurgiu. O echipă care împreună cu Floricel, candidatul la Camera Deputaților, și cu domnul primar Barbu, trebuie să sprijinim municipiul în investiții, locuri de muncă și o dezvoltare. Deja avem un proiect de care și domnul Beianu știe, în care vis-a-vis de țările riverane Dunării, de orașele riverane Dunării, iertați-mă, în care deja am fost prinși cu 100 de milioane de euro, am discutat împreună toți patru, Barbu, Floricel, cu echipa, și dacă o să vă uitați pe site-ul Uniunii Europene, cred că la anul începe și implementarea lui. 100 de milioane de euro municipiul Giurgiu avem de la Uniunea Europeană prin proiecte care la anul vor intra în implementare. Liderul social-democraților de la Giurgiu a oferit și un prognostic al alegerilor parlamentare, adică toți cei 6 candidați ai USL pentru județul Giurgiu își vor câștiga mandatele.